tu, dacă și mă, omule, eu care... pentru copiii mei, normal. Bine, mă, numai pentru copii, dar ce, nu iubești pentru copii, numai, ești prost. Mă, eu am iubit-o ca ochii mei din, ca ochii mei din cap am iubit-o. Dar ea și-o făcut, ea și-o făcut, ea și-o dat foc. Mă, omule, i-am zis la Ioșca, acolo în casă, la ei, Ioșca, uite, n-aveți bani, eu am bani. Eu îți plătesc chirie separată, numai decât să stau lângă familia mea. Am zis, nu trebuie să-mi dai niciun ban. Cum mai ai curajul să te iubire, mă, că m-ai iubit? E precis că te mai zic, dar a zis nu, că acum nu te mai iubește. Nu mai zic nimic, că acum... pentru copii, aveai pentru copii să nu te... Mă, omule, pentru copiii mei. Eu am cântat... Dar păi și tu încă simți pentru el, că 20 de ani, dar el zice că nu eu, mai, dar eu nu eu cred nu că... mai bă, gata, eu nu. Simt, mă, usturăm pis, n-am trebuie pulă, trebuie să mă... Nu mai, eu nu mai zic nimica, frate. Eu știu cu inima mea pentru ce mi-a distrus familia și cine și cum și tot. Eu știu tot. Eu tot am tras-o, eu am încă n-am pus... Eu n-am postat nimica, până acum n-am postat nimica, nici nu am arătat nimica. Eu de acum, după divorț, când voi divorța, atunci voi da cărțile pe față, pui oamenii în față și toate ele. Și toate înregistrările le pun pe YouTube. Toate, de la ala ze. Nu, nu. Nu, nu, după divorț, ca să vadă. Așa i-au zis că și aduce pe... Nu, nu vreau, mai, eu... Nu vreau să îl jur că deja tu deja ești cu gura. Nu mai, lasă. Nu, 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 nu jur, hai să te jur, spui să moară copiii mei, te rog. Nu, atunci lasă, că o zmeche nu, asta e. Dacă omul ăla, eu m-am blestemat pe Biblie. Că au zis că după... Măi, omule, eu ne-am blestemat copila mea. Să, dacă are nu, curaj tu pe omul pe... ăla, să... Eu m-am blestemat pe Biblie, măi, omule. Eu mai bine prefer chiar și să mor. Păi eu m-am blestemat în fața ta și în da, fața la... Să trăiască iar așa liniștit, ce treabă ai tu? Da. Păi normal că nu interesează. E yeah, bine zici, bă. Păi de ce? Lasă să aducă, să-și trăiește viața, ești prost. Da, mamă, adul și trăiți-vă viața, fericiți amândoi. Păi doar... tu ai adul și ce-o? Da, corect. Da, dar aici îi dau dreptate. Păi nu. Aici eu, da. Eu nu pun nimic asta pe uscat, aștept divorțul și tot de la menință. Zic putul în gură. Bine, acum bine. Și tu că zici că n-ai făcut nimic no, de no. Când ești, nu ești cu el. Las că... Lasă, mă, că vom vedea biletele de avion și atunci o să fie ajutor. Cum să vezi bilete? Și când ai fost cu ăla... Irlandezul, că nu, acum am vrut să apa cristalină, lasă, că vede, e conversațiile. N-ai fost, nu a fost între voi nimic? Lasă, că vede, e. Dar unde am fost mâncat, aș lasă, că ai să vezi tu videoclipurile ce-o trimis el. Au zis că au fost ceva bilete de avion. Lasă. Bine, nu. Doar ce scoate... Nu, bine, tu, nu. Uite, mă, omule, ce trece timpul. De la 12 până la 1, parcă trage ceasul. Bă, omule, eu n-am vrut să-mi pierd familia. Ea a făcut toate lucrurile aranjate. Nu, lasă, că dacă... Lasă tu să vedem dacă e adevărat sau nu e adevărat. Poate încă nu-i târziu tu. Lasă. Nu-i târziu. Ba, e, pă, dar alții au avut crime, omule, și tău s-o dat iertare. Au fost nenorociri în familie, au fost tăieturi. Eu ne-am șters. Lasă că e bărbat. Eu ne-am șters ghețiu. Eu nu mai intru, că nici nu mai am contul, deja intră alții pe el, eu nu mai am nevoie de cont. Încă e. Frate, fiecare face ce vrea. Încă nu-i târziu, Irina, că pentru copii și eu și pe, el se eu nu știu dacă nebunesc și îmi iau. Ba, da, dacă, ce nu puteai să te schimbi, omule? Pentru copiii mei. Nu numai pentru că da, pentru familia mea, pentru familia mea aș fi în stare să fac. Nu te să te schimbi, omule. Păi ce nu, ce nu, numai ce nu vrei, numai. Așa. Cum? Numai ce nu vrei. Ce morții lui eu mai trebuie, păi mie, hai că...
Dar de ce aduci morți în casă tot timpul? Tot numai lucruri rele, dar un lucru bun nu-l aduce. Și ne-o spun din Germania, Irina, dă-i o ultimă șansă. O nepotul sau un Irina, ai să vezi la tribunal Dulceața, eu am aici din bec ce am scos afară, cardul, mamă. O să vezi tu atunci discuțiile, la tribunal. Da, hai să vezi numai la tribunal. Bine, mami, o să vezi tu atunci că ce-i. Nu-i bai, da, lasă mai că... bine să... Eluzi, tec megeze că te duc, să... Să nu mai fie în loc nimic. Să, auzi, în loc să mergem înainte, noi mergem în spate, să ca nu mai fie belele astea, să vă împăcați, să trageți tot înapoi și el ia casa voastră înapoi. Lasă că pune înapoi pe numele vostru, că nu ducem pe în mormânt casa aia, că tot al vostru. Da. Dacă te tuim din nou, pe unul zis, pe unul zis, stai cum nate, că ce mi-au făcut eu nu-i. Și casa aia deja pe numele la tundi. Stai liniștit, dar țiganul mi-au zis. Dar așa o să fie, o să vezi, tu că tu ți-ai căutat, da, eu n-am nevoie de nimic, nu-mi trebuie. Eu nu pui pe nimeni. Eu dacă copiii mei nu-s lângă mine, mai bine să rămână la sora mea, tăte Hele. Să rămână la sora. Da, mă, tăta averea mea să rămână la sora mea, la copiii ei, decât să rămână la mine. Mă, nu ți-e rușine de Dumnezeu, mă, frate. Mai omule, eu nu ne-am aruncat copiii. A, și Mimi cu ce devine? Și nu-i devină cu nimeni. Cine-i devină să plătească? Ok, bun, te-am înțeles. Dar fata ta, omule, copila ta. Mă. Vere. Bine, și eu, tu cu irlandezul tău mă eu normal, normal că mă doare. Auzi acolo, păi ce, irlandezul se cumpără la fată, să nu facă te spurc eu imediat. Păi trăim mai mult copilul, dar el mă muie. Da, l-au dat muie la toată familia ta și la toată familia mea. V-o da muie. E normal că casa ai că eu la Mihai nu. Dar să pui pe Pablo, frate, și pe Mimi. Ce, Mihai, nu din pula lui eu ieși, din pula la Mihai eu ieși. A, bine, nu, dar... Nu mai trebuie, bă, nimic. Eu tata i-am cerut mii de iertări. Nu-ți trebuie copii. Nu mai trebuie nimic, mă. Mă, tu ești nebun. Mă, din cauza ei, din cauza ei o să urăsc ca pe căcat. Din, de ce? Din... Mă, eu din cauza ei nu mai iubesc nici copiii, o să vezi. Acolo, și taci, mă, că eu bag cuțitul în tine. Dar nu mai pot, mă, omule, pentru ei, nu o să mai... Dar lasă un ghețiu pe ea! Dar copiii te sângele tău! Când o să fie mare, vorbesc... Nu vorbi așa, mă, tu dai seama că ce vorbești, frate? Păi Mimicu, păi copila aia te iubește, dă-te în sânge să-ți ungă gura ta. Și mă. Pablo... Mă doare, mă doare, mă doare și plânge sufletul meu. Nu, păi atunci ce vorbești? Că știu că copiii mei... Păi ea nu-i devină. Păi știu că nu-ți devină. Și atunci cine îmi plătește, mă, toate găurile ăștia, toate... Păi, frate... Dumnezeu! Dumnezeu! Ce? Ha? Cine îmi plătește toate durerile ăștia? Cine îmi plătește toată paguba asta? Nimeni, frate, nimeni. Păi cine va trebui să plătească? Păi pe mine nu va rămâne. Pe mine nu va rămâne, mai bine intru în pușcărie, ori mă duc în cimitir. Bă, cine plătește? Ce să-ți plătească ție? Dar tu ți-ai vândut familia tu pentru o pulă. Ți-ai vândut frații, ți-ai vândut părinții tu. Să ferească Sfântul Dumnezeu. Să ferească Sfântul Dumnezeu, ascultă-mă, să nu fie așa, să moară copiii mei, să nu fie așa. Să mor eu, tot bucăți. Să nu fie așa, dar ai să vezi ce nenorocire tu ai făcut, că au intrat în jocul tău, frații tăi, și ce se va întâmpla, eu deja știu. Mă doare în pizdă. Na, bine, să te doară în pizdă de frații tăi. Păi
No, ce mai vrei? Că tu ai filme ca prostane de bine, mamă, bine. Să nu dea Dumnezeu să fie așa. Zi-mă, nu zi numile. Eu bă, nu știu nimic. Nu da nume. Nu da nume. Ce se întâmplă cu fratele? Dar eu de unde să știu că ce se întâmplă? Nu, discuția ce a fost. Că au înjurat copiii la cineva. Eu știu filmele modelatorul. Tale, ce zici modelatorii? Eu da, știu. Dar el a înjurat, a zis că dă muie la copiii, la toți modelatorii. Deja ai zis. Mamule. Eu nu mai zic. Aba, modelatorii și pula mea. Mă, Ioșca a înjurat omul, îl întreabă. O zis că dă muie la toți. Ce te interesează? Lasă-s. Da, mă, eu am treabă de acolo, omule, am treabă. Dar atunci ce tot mai zici? Da, m-a sunat omul să-i dau adresa, că unde stă. Și eu... Normal. Da, ce faci? Am zis, încă tot eu l-am acoperit, s-a mutat omul în altă chirie, am zis că lasă, că ți-o fac. Nu. Bă, dar tu ai auzit că ce am vorbit. Pe mine imediat mă bași pe mine. Da, mă, dar eu i-am zis la om. Dacă pățesc ceva, mă dau pe mine ca martor și îmi sugi gățiu, că eu zic tot pe tine. Păi, pe da, mine eu... ce mă bași, păi, mă, cancerul. Dar nu mă interesează, omule. Eu nu știu, omule. Că tu cu cine vorbești. Zi. Băi, cum ai avut curajul ca să înregistrezi și încă să-i trimiți la Filuța și te știu cu inima ta că ai vrut să o pus lângă mine, bă? Cum ai avut curajul? Nu e înregistrare, măi, omule, că doar s-a uitat pe videoclip, n-auzi, omule. N-auzi că Filuța au trimis înapoi la el. Noi pe videoclip noi n-am dat nume. Cine s-o simțit? Noi n-am zis nimic. Noi n-am zis nimic. Bă, Filuța, ne-au zis, bă, că i-ai trimis înregistrare, băi, muie, bă. E videoclip, mă, nu-i înregistrare, mă, videoclip, băi, mă. Nu. Poate o fute. Eu știu. Bă, la Firuța. Firuța ne-a spus, uite ce-o făcut. L-o vor registra când a vorbit cu mie ca și ne-o trimis mie. Nu. Și ne-o spus să mă uit și pe live, că a spus și pe live. Eu i-am spus, uite-te pe live, că noi n-am dat nume, da, în privat, când am vorbit, da, am zis, ia-l de adevăr. De ce nu pot adevărat, Firuța, că ai cu treaba asta? Mă, bun, ce mare treabă? Păi nimeni. Nu trebuia să te etalezi pe YouTube, Irina, când tu știi că ești pe YouTube, pe public, te vede toată țara și tu te pui pe YouTube cu așa discuții. Da, adevărul, mă, frate. Nu, no, păi atunci să recunosc dacă e așa, adic. Bă, tu te-ai etalat, mă, tu ai început. Nu, eu am început. Eu... Auzi, Irina, eu nu ți-am făcut lucrurile ăștia. Da, hai că ne auzim că mi-a scris... Tu trebuia de la bun început să-ți vezi de pizda ta. Pa. Tu de la bun început trebuia să-ți vezi de pizda ta.